Bun găsit la specialiștii în sănătate. Ce vedem astăzi? Fibromialgia, o afecțiune cameleonică ale cărei simptome imită alte boli. O nouă rubrică la dentist cu dr. Leahu. Calitățile curative ale sunătoarei și o mască naturală pentru ten. La rubrica de remedii naturiste. Fibromialgia este caracterizată drept o afecțiune cronică greu de diagnosticat din cauza că simptomele sale imită alte boli. Nu există teste de certitudine care să confirme, așa că de multe ori fibromialgia este diagnosticată și tratată greșit. Prin urmare, simptome precum durerile musculare și osoase răspândite în tot corpul, oboseala, tulburările de somn, alterarea funcțiilor cognitive și o dispoziție tot mai rea pot isca bănuiala că omul suferă de fibromialgie. Detalii privind această suferință cameleonică ne oferă medicul neurolog Ramona Elena Constantinescu. Fibromialgia este o boală controversată. Foarte mulți ani s-a considerat că nu este o boală ca atare, ci mai degrabă o somatizare a unor tulburări de natură anxioasă, depresivă, dar iată că în ultimii ani fibromialgia este definită ca atare, ca și boală și s-au clasificat criteriile de includere în această boală, simptomele, metode de diagnostic și, într-un final, tratamentul, care, chiar dacă nu este un tratament efectiv curativ și se adresează mai mult simptomelor, există mai multe variante de tratament care sunt propuse la ora actuală. Așa cum reiese și din denumirea acestei boli, din limba latină, fibro de la fibră, de la țesut conjunctiv, mios de la musculatură și algie de la durere, iată că titlul ne spune despre ce este vorba și de ce suferă acest bolnav. Adică o durere musculoscheletală, o durere de fascii musculare, care însă nu sunt suprapuse pe o boală organică, adică nu vom avea de-a face cu o boală osteoarticulară efectivă sau cu o boală reumatică, cu o mialgie efectivă, cu o tulburare, de exemplu, de compresia nervilor. Nu este o boală organică, este practic o durere care însă există. Pacienții suferă foarte mult de această durere, care este o durere cronică, care depășește 3 luni. Durerea din fibromialgie este atipică. La început se considera că există anumite puncte sensibile, denumite tender points, simetrice de-a lungul corpului pacientului, dar ulterior s-a dovedit că vorbim despre niște arii de durere, care se denumesc widespread area, arii de durere, care tot așa sunt bilaterale, le regăsim mai mult la nivelul cefei, la nivelul musculaturii spatelui, la nivelul feselor, brațelor, da? Și este o durere cronică, o durere care stresează foarte mult pacientul. Dar fibromialgia nu este chiar doar o boală, ci mai degrabă un sindrom complex, care cuprinde și alte simptome. Un pacient care are fibromialgie, pe lângă această durere, poate să sufere, de exemplu, de o oboseală. Este o oboseală severă, o oboseală cronică, din adâncul ființei pacientului. Pacientul se culcă obosit, se trezește obosit. Oboseala îl urmărește pe parcursul întregii zile, practic nu scapă de ea. Este un simptom foarte frecvent întâlnit în fibromialgie. De asemenea, poate să sufere, de exemplu, de o durere de articulație temporomandibulară, fără să aibă o artroză de articulație temporomandibulară. Suferă foarte des de insomnie. Iar insomnia este primul cerc vicios care se creează în fibromialgie, deoarece insomnia determină fibromialgie, iar fibromialgia accentuează insomnia. Alt cerc vicios se întâmplă și cu anxietatea și cu depresia, pentru că fibromialgia determină anxietate și depresie, iar anxietatea și depresia reprezintă factori de risc pentru fibromialgie și sunt niște cercuri vicioase care se închid foarte greu și se sparg foarte greu în tratamentul acestei boli. Un alt simptom de care suferă acest pacient este sindromul de intestin iritabil.
Ceea ce ne face să ne gândim că în contextul acestei boli putem să avem o turburare la nivelul microbiomului intestinal. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că miliardele de bacterii care se găsesc în intestinul și în colonul nostru sunt într-o proporție greșită, sunt într-o cantitate greșită. Și atunci, ce se întâmplă de fapt? Aceste bacterii au mai multe roluri, nu doar în digestie, ci și în secreția unor neuromediatori, cum ar fi serotonina, cum ar fi dopamina, dar care au roluri foarte importante, subtile, dar foarte importante, în reglarea stărilor emoționale, precum anxietatea, depresia, în reglarea, iată, a mecanismului durerii. Da? Pentru că, de fapt, ce se întâmplă în fibromialgie dacă noi nu avem nimic organic? Pe de o parte avem, la nivelul periferic, acolo unde pacientul simte durerea, o hiperexcitabilitate a neuronului care preia informația tactilă, informația dureroasă. El este hiperexcitat, îi se pare că orice este durere. Neavând neuromodulatorii de care avem nevoie, care în mod normal ar inhiba senzația de durere acolo unde nu este durere, de asemenea avem ceva greșit în acest traiect. Și dincolo de asta avem la nivelul cortexului o proastă senzație de, nu înțelege, cortexul nu înțelege corect tot acest mecanism. Și atât de ce pacientul simte durere acolo unde nu este durere. Pentru că acest pacient poate să aibă alodinie, de exemplu, o senzație simplă, cutanată, îi provoacă arsură, îi provoacă durere, o durere nefirească. Mai sunt și alte simptome. Spasme musculare, pe de-o parte. Femeile pot avea dismenoree. Pot să ia în greutate chiar fără să mănânce sau să aibă alte tulburări. O senzație permanentă de frig. Da? Amorțeli la mâini, la picioare, furnicături în mâini și în picioare. Deci, cum spuneam, iată, fibromialgia este un sindrom complex care are foarte multe simptome. Simptomele astea sunt volatile. Pacienții pot avea simptome diferite. Același pacient, de-a lungul anilor, poate să schimbe simptomele, să înceapă să aibă altele. Deci este o boală complexă și de multe ori, din nefericire, un pacient, până primește diagnostic de fibromialgie, poate să dureze ani. Este acel pacient care este clientul fidel al doctorilor, care are un dosar de acte imens, care se caută la reumatologie, la neurologie, la ortopedie, face numeroase tratamente, teste de diagnostic, analize și nu își găsește niciodată nimic. Are senzația că este neînțeles de medicii care îl consultă. Statistic vorbind, fibromialgia apare în jurul vârstei de 35-45 de ani. Poate să apară și la alte vârste, dar cel mai frecvent apare între aceste vârste. Din nefericire, afectează mai mult femeile. Motiv pentru care poate fi căutată și o cauză hormonală. Un exces de estrogen care aparține femeilor ar putea influența, de exemplu, apariția acestei boli. Da. Aproximativ 36% din populația globului suferă de fibromialgie și pare puțin, dar la numărul populației este destul de mult. Informații utile și recomandări privind pașii corecției îngrijirii dentare, într-o nouă rubrică, La dentist cu Dr. Leahu. Bun găsit! Ne spălăm pe dinți de cel puțin două ori pe zi, dar tot apar cariile cu toată cohorta de probleme dentare chinuitoare. De ce apar? Explicația ar fi că igiena orală efectuată nu este tocmai corect. Dacă știm unde greșim, putem remedia, cu beneficii incontestabile pentru sănătatea orală și a întregului organism. Dar cel mai bine ar fi să urmărim explicațiile și recomandările medicului stomatolog. O igienă orală corectă presupune mai mulți pași și mai mulți factori, ca să zic așa. Important este, în primul rând, un periaj corect acasă, efectuat dimineața, seara. Periajul de seară este cel mai important, deoarece atunci fluxul salivar scade,
Făcând o paranteză, saliva are un rol protector asupra cavității bucale și astfel se creează un mediu acid propice pentru acumularea de bacterii și depunerea de tartru, formarea carilor. Tehnica de periaj este la fel de importantă. Pastă de dinți să folosim cu flori pentru că ajută smalțul și previne formarea carilor. Ața dentară, să nu uităm de ața dentară, să o folosim pentru a îndepărta placa bacteriană dintre dinți și acumularea de resturi. Este important să curățăm și limba, să nu uităm de limbă. Apă de gură, clătiri cu apă de gură, la fel este important pentru o respirație proaspătă. Evităm consumul de tutun, băuturi alcoolice, consumul de carbohidrați, dulciurile, băuturile acidulate, ar fi bine de evitat pe cât se poate. Să ne hidratăm corespunzător, pentru că apa chiar neutralizează acidul și îndepărtează și resturile din cavitatea bucală, și să nu uităm de vizitele regulate la medicul stomatolog. Pentru efectuarea igienei orale corecte contează mult și calitatea periuței de dinți, dar și perioada de timp în care poate fi folosită în mod eficient. În mod normal, periuța ar trebui schimbată la 3-4 luni sau când observăm că perii se degradează. Chiar și după o răceală sau după vizitele la medicul stomatolog, după igienizările profesionale pe care noi le efectuăm la 6 luni. La ora actuală, igiena orală se poate realiza fie cu periuța manuală, fie cu cea electrică. Diferența între periuța electrică și cea manuală este cea electrică e mai eficientă, într-adevăr, și putem efectua periajul și mai rapid și e mai ușor de manipulat față de periuța manuală. În ziua de astăzi, pacienții am observat în cabinetul dentar că le alternează. Folosesc și periuța manuală și periuța electrică, dar sunt la fel de eficiente. Importantă este tehnica periajului. La periuța manuală este foarte important ca periuța să fie situată pe suprafața dinților undeva la un unghi de 45 de grade de gingie, ca să poată să îndepărteze resturile și din șanțul gingival și de pe suprafața dintelui. Și asta pe toate suprafețele dinților, și pe fața care se vede, și pe interior, adică spre lingual sau palatinal, și pe suprafețele pe care mestecăm. Pentru o igienă orală corectă, pentru sănătatea și aspectul frumos al dinților și gingiilor, un rol important îl are și ața dentară. În primul rând, îndepărtează placa bacteriană dintre dinți. În al doilea rând, reduce riscul apariției carilor dentare și astfel conferă cumva și o respirație mai plăcută. Ca și mod de utilizare, rupem cam 30 de centimetri de ață dentară, înfășurăm pe degetele arătătoare, cât să lăsăm o mică porțiune ca să o putem introduce interdentar, curățăm pe ambii dinți, mișcările trebuie să fie ușoare, controlate, mișcări de dute vino, pentru a nu leza gingia. Un rol la fel de important îl are și apa de gură. Conferă o respirație proaspătă și previne acumularea de placă bacteriană. Atenție, apa de gură nu înlocuiește periajul și nici ața dentară. Ca și mod de utilizare, clătim 30 de secunde, apoi scuipăm și să avem grijă să nu înghițim. Pentru o igienă orală corectă este necesară și curățarea limbii, deoarece este un mediu propice de acumulare a bacteriilor, permițând astfel dezvoltarea unor afecțiuni ale cavității orale, la care se adaugă o respirație urât-mirositoare. E nevoie să avem acasă ori o periuță specială pentru limbă, ori periuța de dinți, cumva de la baza limbii spre vârf, pornind cu mișcări ușoare de frecare, este important ca o dată pe zi măcar să periem limba. La toate acestea se adaugă dușul bucal, un dispozitiv extrem de eficient utilizat pe scară largă la ora actuală. Dușul bucal este foarte eficient în igiena orală. Este un dispozitiv care conține un recipient în care introducem apă și vine un jet puternic de apă ce îndepărtează în primul rând resturile de sublucrări de sub coroanele dentare, la nivelul dinților, în jurul gingiei și sub linia gingivală. Ajută foarte mult pacienții care nu au o manualitate atât de bună cu ața dentară, el accesând chiar și zonele foarte greu accesibile. După efectuarea igienei orale de seară, se recomandă evitarea consumului de alimente și lichide, cu excepția apei. Totul a început cu o mare ambiție și cu o promisiune pe măsură de a trata fiecare pacient ca cel mai important pacient al nostru. Iar pentru că suntem cea mai extinsă rețea din România, reușim să fim mai aproape de tine. Clinicile Dr. Leahu
Soluții stomatologice de la primul dinte pe tot parcursul vieții. Calitățile curative ale sunătoarei și o mască naturală pentru ten. La rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu, imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Sunătoarea, o plantă magică cu efecte curative într-o mulțime de afecțiuni, inclusiv în bolile de piele, dar și un excelent calmant în stările de nervozitate. O mască naturală din castravete și aloe vera este un adevărat balsam pentru pielea feței în acest sezon. Calitățile curative ale sunătoarei și secretele măștii pentru ten la rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu. Bine v-am regăsit la rubrica de remedii naturiste. Vă propun să vorbim astăzi despre sunătoare sau pujarniță, o plantă aparent banală, de fapt un sprijin de nădejde pentru sănătate. Are calități curative deosebite, grație bogăției de substanțe benefice pe care le conține. Sunătoarea crește în zona de câmpie și la deal, prin fânețe, dar și la marginea drumurilor. Are o tulpină înaltă, frunze verzi ovale și face flori galbene în formă de steluțe. Florile plantei, bogate în principii active benefice pentru sănătate, sunt cele care se utilizează în scop terapeutic. Pentru a fi utilizate în scop terapeutic, florile trebuie culese vara în lunile iunie-iulie. Se usucă și se prepară atunci când este nevoie, sub formă de infuzie, decoct, cremă, ulei și tinctură. Sunătoarea are proprietăți antiseptice, antivirale, antibacteriene, antiinflamatoare și antioxidante. Este însă și un antidepresiv redutabil. În urma studiilor s-a ajuns la concluzia că în depresii această plantă are un efect similar medicamentelor de sinteză, dar fără reacțiile secundare și adverse ale acestora. Nu întâmplător, sunătoarea este recomandată în perioadele de stres, nervozitate, insomnie și chiar în atacuri de panică. Totodată, preparatele din sunătoare încetinesc deteriorarea funcțiilor cognitive și reduc riscul apariției afecțiunilor neurodegenerative grație antioxidantelor din compoziția plantei. Preparatele din sunătoare acționează eficient și în bolile digestive, reglează tranzitul intestinal, calmează durerile de stomac și ajută la eliminarea toxinelor din organism. Uleiul de sunătoare, obținut prin macerarea florilor în ulei de floarea soarelui sau de măsline, este bun de aplicat pe leziunile pielii grație proprietăților antibacteriene. Util de știut, crema și uleiul de sunătoare sunt bune pentru tratarea arsurilor provocate de soare. Atenție! Sunătoarea poate provoca fotosensibilitate, de aceea este bine să consumați cu precauție ceai sau decoct în perioada expunerii la soare. De asemenea, trebuie evitată de persoanele care iau antidepresive, analgezice, pilule contraceptive, tratamente pentru astm și pastile antihipertensive. Nu în ultimul rând, planta nu se împacă deloc cu băuturile alcoolice și nici cu stupefiantele. Este important să știți și faptul că sunătoarea se poate administra copiilor doar după vârsta de 6 ani, din cauza că poate provoca stări de greață sau constipație. Atât despre sunătoare. A sosit momentul să ne ocupăm de frumusețea tenului și vă propun astăzi o mască naturală din castravete și aloe vera. Ca să o preparați, aveți nevoie de o jumătate de castravete potrivit ca mărime și de 2 linguri de gel de aloe vera. Mixați ingredientele în blender, apoi aplicați pasta obținută pe față, gât și decolteu. Lăsați să acționeze circa o jumătate de oră, apoi îndepărtați cu apă călduță. O astfel de mască o puteți aplica săptămânal cu rezultate excelente. Pielea hidratată în profunzime rămâne proaspătă, catifelată și luminoasă. Ne apropiem de final și este momentul să aflați câteva lucruri inedite.
Știați că laptele natural este unul dintre rarele alimente în care sunt prezente toate elementele nutritive de bază? Astfel, în lapte se regăsesc în proporție optimă proteine, glucide și lipide, precum și mineralele indispensabile vieții. Știați că atunci când sunt rănite furnicile africane matabele, pot să facă distinția între rănile infectate și cele neinfectate? Pe cele infectate le tratează cu antibioticul produs chiar de ele. Știați că planeta este acoperită de apă în proporție de 71%, dar mai puțin de 1% este potabilă sau dulce și poate fi consumată în starea ei naturală? Rubrica de remedii naturiste a ajuns la final. Până la o nouă întâlnire vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate! Ediția de astăzi a emisiunii Specialiștii în Sănătate a ajuns la final. O mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe YouTube. Ne reîntâlnim sâmbăta viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!